Acțiunile ilegale ale unui grup infracțional au fost documentate de oamenii legii mai mult de un an. Potrivit polițiștilor și procurorilor, suspecții sub diferite pretexte, printre care și acordarea așa zisei protecții din partea interlopilor, prin șantaj însoțit de amenințări cu aplicarea violenței fizice, încasau permanent anumite taxe ilegale de la persoanele ce desfășurau afaceri în domeniul transportului de pasageri prin punctul de trecere a frontierei moldo-ucrainene Otaci-Mogiliov-Podolski. Prin urmare a fost identificat organizatorul grupului infracțional, un bărbat de origine daghestaneză, cu antecedente penale, anterior fiind afiliat organizației criminale Machina, condusă de Vladimir Moscaliuc. La data de 8 februarie curent, suspectul a fost reținut în flagrant în Chișinău în momentul primirii de la una dintre victime a unei tranșe din taxa impusă acesteia pentru protecție. Acum el riscă pedeapsă cu închisoarea pe un termen de până la 10 ani.